Maluma e cunoscut în toată lumea, dar nu uită de unde a plecat și cine l-a ajutat să se ridice. Pretty Boy a povestit într-un interviu cum a cunoscut-o pe Shakira și cum au ajuns să lucreze împreună. Maluma a povestit că se afla în turneu când a primit un mesaj pe WhatsApp. Hei, sunt Shakira, poți să te sun? Pe bune, vreau să cânt pe următorul meu single, i-a scris Shakira. Maluma s-a dus la Barcelona unde au înregistrat împreună Chantaje. Lucrurile au mers atât de bine încât a doua zi au tras vocile și pentru trap. Recent a apărut și o a treia colaborare a lor, Clandestino, pentru care urmează să apară videoclipul. Hai pe zutv.ro să vezi tot interviul cu Maluma.